Salutare jupânilor, eu sunt Cocomin și bine v-am regăsit la un episod din seria noastră de rol pe Dumnezeu. Ei bine jupânilor, înainte de a începe acest final de episod, v-aș ruga în forță să apăsați acolo butonul de subscribe, cel de like și nu în ultimul rând să lăsați un mare follow la pagina de Instagram din stânga jos. Dacă aveți vreo nelămurire, eu o să încerc să vă ajut, așa că deți în forță și bineînțeles, nu înainte de toate, vreau să vă mulțumesc enorm de mult pentru că ne-am strâns peste 25.000 de jupâni. Deci mă bucur foarte, foarte mult și vă mulțumesc tuturor în parte, așa că haideți să ne strângem 30.000 vara aceasta, eu zic că se poate, așa că haideți cu un subscribe acolo și noi să trecem la episod. După cum puteți vedea, suntem la fermă de data asta, avem aici Duster-ul ăsta periculos cu remorcuța pe spate, pe care o să-l ducem noi la stână, pentru că avem de treabă acolo, trebuie să mergem să aducem header-ul de la Fend, header-ul la mare de păioase de la Fend, pentru că astăzi o să băgăm la treierat, după cum ați văzut și în thumbnail. Așa că haideți acolo în forță și cu un mare, mare like și să mergem spre stână, să ducem și noi, bineînțeles, remorcuța, aducem și Duster-ul. Băi, de ceva timp umblu numai cu Duster-ul ăsta de la primărie, mi se pare, nu știu, practic așa. Și de-aia și iau mereu. E practic, nu consumă mult. Dar bine, nu era vorba că consumă mult, dar nu știu, mi se pare așa. Practic pot să duc pe spate cu el ce vreau. Am destul de mult spațiu cât de cât acolo. Adică e ok, e o mașină chiar foarte bună pentru o fermă. Adică mai ales dacă ai și o remorcă pe spate unde să o agăți, ar fi super ca mașină de fermă. Și de-aia o și țin eu pe aici, pentru că e și economă pe lângă. Nu că așa, e foarte economă. Că nu știu, are 1.5 motorul parcă, dacă nu mă înșel. Adică e o mașină ca lume, pot să zic. Chiar dacă nu are materiale de cele mai bune calitate, vă dați seama că e Duster și până la urmă e mașină de muncă. Hai să-i dăm și lui bobița de mâncare. Ia să vedem, să-i umplem castronelul aici. Și hai să mergem direct să luăm un tractorel. Nu știu ce tractorel să iau. Iau unul mai rapid. Uite că mă și bâlbâi. Și să mergem direct pe câmp să luăm header-ul, să aducem header-ul încoace. Nici nu știu ce tractor să iau, sincer, să iau case-ul. Hai că cu case-ul cred că ajungem destul de repejor. Hai să ne urcăm în el, să-l pornim și să-i dăm blana acolo să mergem să luăm header-ul. Pentru că da, astăzi într-adevăr ne băgăm la treierat de greu. Avem pe partea aia multe puncte de palcele, dar deocamdată am eu una pe care vreau să o... pe care vreau să o treier, așa că ce să mai stați pe fază, pentru că va fi un episod bănuiesc eu mai lung, așa că haideți în forță acolo cu un like și să mergem direct, după cum v-a zis, să luăm remorcuța cu header-ul. Eu zic că header-ul e băgat pe remorcuță, adică eu așa cred că cu altceva n-am cu ce să-l bag pe remorcuță, că doar cu tractorul n-am cum. Și eu sper că nu trebuie să vin iarăși cu combina eu din urmă să-l iau. Eu zic că agățăm remorcuța, avem header-ul pe remorcuță și venim direct la stână aici, nu? Păi da, ce mama mă zic. Hai să-i dăm bătaie, nu? Hai să-i dăm bice că nu se mai poate. L-avem aici la margine, lângă parcelă, o să vedeți imediat unde exact. Uite de ce l-am luat, că merge cu 53 la oră, adică merge destul de repede, zic eu, case-ul ăsta. Pentru gabaritul lui chiar îi dă. Și na, șmecher că am amenajat și drumul pe aici, după cum puteți vedea. Hai că e frumușel, seara chiar se văd fain și luminile de pe stâlp, că am pus și lumini, da, ați auzit bine, am pus și lumini, mamă, dar ăsta e fix aici, a fost fix aici atras. Mamă, dar cine a tras, mă, remorcuța, chiar în halul ăsta? Stai așa că nu știu cum să mă bag, ca să nu intru în șanțul ăsta, băi băiatule, stai așa un pic că e jale, nici nu știu cine a pus header-ul ăsta aici, dar nu l-a pus foarte bine. Hai să le dăm jos și să-l cuplăm. Pac! Ia să vedem aici, putem să-i dăm un pic în spate. N-avem nimic. Hai că îi dăm un pic în spate ca să ne putem băga pe stânga aici. Hai să vedem. Atâta și acum îi dăm maxim stânga, nu? Pornim girofarurile, hai că le pornim până la urmă. Urmei, luăm copacul ăla. Nu l-am luat, hai că e perfect. Hai să-i dăm bice că avem de treabă tata astăzi. Chiar avem de treabă, nu pot să zic că nu. Avem de treierat, cred că vreo 2 hectare are parcela respectivă. Am zis că mergem cu Fendu, pentru că dacă mi se mai vește mie în cap, o să mă duc și pe cealaltă parcelă, dar să vedem dacă am timp, că s-ar putea să mă duc să vând niște lemne astăzi, lemnele pe care ieri le-am tăiat, după cum știți. Ieri am fost în pădure și am tăiat mulți bușteni. Și trebuie să vândă o parte din ele, alea din tractor, alea din remorcuța de la tractorul neapintire, care a rămas totuși la mine, după cum știți.
Hai că lăs aici eu deocamdată treaba asta, remorcuța, pentru că o să coborâm oricum cu combina pe aici. O să vedeți imediat. Ia să facem noi un viraj aici. Hai că e calume așa, nu? A, uite băieți, nea Gogu, nea ăsta cum îi spune Petri, că stau la povești. Bun, hai să-i dăm bice pe deal aici, să vedem și noi care-i treaba. A, uite ce urcă. Bă, da, case-ul ăsta mănâncă motorină multă, dar face și treabă de... Păi, scârție roțile, ia uitați. A, mergi cu el pe toate coclaurile, pe unde vrei. E vechiuț un pic, adică nu-i nou, 2008, nu știu din ce an e. 2009, undeva pe acolo, 2008-2009. Dar merge de crapă, tate, are o axă de virare de o ei dreapta la 180 de grade. Băi, serios de nu. Bine, nu chiar 180 de grade, vă dați seama, dar înțelegeți voi ideea. Hai să vedem, să-i dăm aici, să-l parcăm la locul lui, să oprim girofarurile, că eu le uit, băi băiatule, eu le uit. Și să ne dăm jos ca să luăm combina. Hai să vedem să luăm combina acum. O să lăsăm header-ul ăsta de porumb acasă. Acasă, aici la stână, o să-l parcăm pe undeva, nu știu pe unde să-l las, sincer. Hai să pornim totul în regulă și să-i dăm bătaie. Hai să vedem pe unde să lăsăm header-ul. Să lăsăm aici, hai că-l lăs aici, bă, sub copac aici, sub copacelul ăsta, pe care oricum trebuie să-l tai și să plantezi altul, că mă încurcă chiar foarte mult. Hai să vedem, îl lăsăm jos, pac, decuplăm de aici ce e de decuplat, nu știu. Gata, boss, hai că l-am lăsat, bun, hai să mergem acum la stradă și să luăm remorcuța cu header-ul, ca să vedem care-i treaba pe acolo. Pe aici iarăși e nașpa, trebuie să mai... nivelez un pic pământul, pentru că na, ar fi nevoie într-adevăr un pic. Pe aici n-am mai pus poartă, nu m-am mai încadrat să pun, într-adevăr, nu m-am mai încadrat, de ce să zic, nu m-am mai încadrat pur și simplu în timp, că am avut multe treburi acum în ultima perioadă, după cum ați văzut și voi, chiar foarte multe. Și, na, ușor, ușor le facem pe toate, vă dați seama, ia uite, 42 la oră, ce merge și combina asta, fuge de crapă. Ia frână aici, hai că nu vine nimeni și să cuplăm acum remorcuța. Ia să vedem noi, tată, acu, cuplăm frumos aici la spate. Ia să vedem, bam, atât, bun. Hai să mergem acum, tată, pe parcelă, că nu se mai poate. Să vedem, o luăm pe aici stânga, să vedem dacă avem loc să o luăm. Că sunt curios dacă avem noi loc să o luăm pe aici, ca să nu bușim vreo ceva. Ia să vedem, e, cum n-ai, babă, păi dacă n-am eu loc, cine are, nu ziceți voi. Au ce ca lumea ei, au ce ca lumea. Într-adevăr, hai să-i dăm, să avem grijă pe aici, să nu ciocnim vreo ceva. Ia, ușor, ușurel, ușurel, hai că ne-am încadrat, tată, pe aici, păi nu? Cum să nu ne încadrăm noi pe aici? Da, ca lumea, ca lumea și combina, uite pe aici mai trebuie să pun niște stâlpi de lumină, dar voi pune, chiar voi pune vara asta peste tot, vreau să amenajez cât de cât mai frumos, stai cum îi spune, hop, stai să luăm pe la dreapta. Cât mai frumos posibil vreau să amenajez comuna asta, pentru că, băi, merită. Adică chiar merită, pot să zic. Bun, hai să vedem. Uitați parcela aia asta din față de aici, dar stai că m-am încurcat eu, m-am dus eu rău pe aici. Mamă, trebuie să mă întorc. Stai că trebuie să mă întorc, că nu e bună. Uite, parcela era acolo, eu de ce am traversat podul, nu știu. Aici, cui o fi, mă, parcela asta? Ce e aici? Pârloagă, ce o fi? Iarbă, nu-i nimic. E mai mult pârloagă, văd că. În fine, hai să traversăm iarăși podulețul, nu-i problemă că motorină avem, nu? Avem motorină de ne doare cap. Da, hai să-i dăm blană, să vedem și noi pe acolo parcela respectivă ce... cam cum are sărit, uite că... de ce n-am venit eu pe aici? Nici nu știu, nici eu nu știu, nu mă întrebați, dar bine că am avut remorcuța în drum și de aia n-am venit pe aici. În fine, nu mai contează acum să lăsăm remorcuța aici și să-i dăm blană, tată, că e jale mare și cu treieratul ăsta. Avem foarte, foarte mult acum, în ultima perioadă, deci avem extraordinar de mult de treierat. Hai să vedem cum ne încadrăm și noi pe aici cu header-ul ăsta și cu atât, îl cuplăm. Să ne dăm jos, să cuplăm firele și ce mai e de cuplat. Gata, tată, îl ridicăm și hai la treabă cu el, că nu se mai poate. Nu? Hai să vedem acum. Uite cât a header-ul, băi băiatule, nu? Hai să-l lăsăm jos, stai așa, că facem în felul următor. Deschidem bunkerul, deschidem tot ce trebuie. Ia, atâta până putem să pornim și noi header-ul. Hai, tată, hai. Gata, gata, ia uite. Ia uite, tată, păi ori facem treabă ca lumea, ori nu. Așa, nu lăsăm pentru balos deocamdată, că terenul ăsta, oricum, nu-l aveam în plan să-l fac, să... fac balos din el. Avem în partea cealaltă o parcelă mare, mare de tot, unde o să fac balos, dar deocamdată pe aici am zis că nu.
Avem girofarele pornite, avem totul, totul e în regulă. Bun, hai să-i dăm blană că e jale. Nici nu știu cum o să ne mă bag pe terenul ăsta cu ăsta, cum îi spune, cu combina. Cred că o să-l trăiesc așa, că e un fel, într-un fel e parcelă în formă de, nu știu, trapez. Da, trapez, paralelepiped, paralelepiped, oricum ceva de genul. În fine, hai să-i dăm blană, uite, molițile alea se învârf frumos acolo. Am înțeles că o să mai pună pe zona asta niște eoliene de alea. Da, cred că pe zona asta, uitați, prin zona asta, pe undeva pe aici, nu știu exact, că încă n-au adus proiectul, că dacă aduceau proiectul, vă ziceam și vouă, dar deocamdată nu se știe exact. Ia uite pe aici cum e parcela. Băi, da, e destul de măricică, v-am spus, avem aproape 2 hectare pe aici, în jur de 2 hectare, exact, mai mult sau mai puțin, nu știu. Dar cam atât avem. Deci avem de trăierat într-adevăr destul, pot să vă zic. Ia uitați aici, ne întoarcem frumos așa ușurel. Nici nu știu, parcela asta a fost semănată din colo încoa și noi o trăierăm din colo încoa. Deci nu-i problemă, sau putem să facem și cum a fost trăierată. Dar bine că am trăierat-o măcar o dată aici. Bun, ridicăm. Ia uite, ne întoarcem și ne băgăm exact să mergem pe brazda cum a fost ea trăierată. Bun. Ia uite, așa adică, perfect, eu zic că așa e ca lumea, nu? Ziceți voi, dacă nu e ca lumea sau... Ori ca lumea, ori nu e ca lumea. Cred că o să venim după ce o să încărcăm bunkerul, să vedem cât o să ne... Dacă o să-l încărcăm din parcela asta. Pentru că... O să venim cu camionul la încărcat, dacă e. O să venim cu camionul, pentru că am zis, bă, mai scoși camionul ăla... Nici nu știu ce e ăla, Kamaz, habar n-am, nici nu știu ce e ăla. Dar cred că e Kamaz camionul ăla, dacă nu mă înșel. Să-l mai scot un pic așa, ca să vedem dacă mai trage, ca ăla cu două remorci pe care l-am mai luat o dată sau de două ori, nici nu mai știu, dar știți, cred că. Uite, deja avem 4 tone aproape de grâu, deci o să iasă pe aici după ochii mei vreo cel puțin 25 de tone de grâu din parcela asta. Dacă o să se mai ivească vreo treabă, o să-l chem, bineînțeles, pe Nea Neluțu. Și o să preia el treieratul ăsta. O să preia el treieratul pentru că eu o să mă ocup de alte treburi. Uite, probabil o să mă duc la... ăsta cum îi spune... O să mă duc să... Hai, tată, ce-ai pățit? Nu se ridică? Așa. O să mă duc să vând lemnele respective de care vă ziceam. Deci avem de treabă, într-adevăr. Nea Ionel a fost la treierat ieri, parcă, dacă nu mă înșel, la Nea... Da, a fost la Nea Gogu, că eu îl trimisesem. Că uite, mi-a zis mie Nea Gog, eu n-am avut timp, eram cu alte treburi ocupat și i-am zis lui Nea Ionel, Nea Ionel, ai timp, nu știu ce, pam, 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 și omul s-a dus, a făcut și vlog, dacă vreți să vedeți vlogul, aveți pe canalul lui, bineînțeles, Coco2.0 acolo, pam, pam, și da, o să mă duc să vând niște lemne, imediat, cred că, nu știu, mai dau 2-3 brazde pe aici, bineînțeles, și după o să mă duc să vând niște lemne, să vedem acum să... Îl trăiera așa într-un fel, îl înconjor parcela asta, după cum puteți vedea. Ca să fie treaba ca lumea, ia uitați. Aici putem, cred că, să o luăm din prima la stânga, nu? Eu așa zic, că putem lua din prima la stânga, ia uitați. Așa, fără nicio problemă chiar. Fără nicio problemă. Uite, a rămas acolo un smog, dar nu-i problemă. Nu e problemă, lasă că mai mănâncă păsările, nu? Ziceți voi dacă nu. Mai mănâncă păsările. Da, asta e treaba cu treierat. V-am spus, în partea cealaltă am foarte mult de treierat. Nu știu dacă se vede, dar nu prea se vede. Unde sunt stâlpii ăia? În partea dreaptă încolo, unde sunt stâlpii ăia, acolo am mult de treierat. Dar vom vedea dacă o să bag astăzi sau nu, sau zilele următoare. Oricum, mult, mult, mult avem. Mult grâu, cel puțin, mult grâu. Dar avem și porumb foarte mult anul ăsta. A fost vremea chiar prielnică pentru cereale, să vă zic sincer. Chiar a fost vremea destul de prielnică pentru cereale și pentru porumb, pentru că s-au făcut mult, în cantități mari, destul de mari. Și o să mai trebuiască să dau și arend, adică avem grâu destul de mult și grâu în principal dau și porumb, bineînțeles. Dar cred că mai mult grâu dau la arendă, că asta mi se cere. Uite, avem 7 tone jumate de... grâu deocamdată, după cum puteți vedea. Ia uite ce calumea. Bă, dar parcela asta, hai mă, că o termin repede dacă stai și te gândești. Ia uite, tată, păi parcela asta chiar că o termin repede. Uitați-vă un pic cum arată. Calumea, nu? Ziceți voi dacă nu-i calumea. Da, o să trebuiască, o să mai chem un camion. S-ar putea pe partea aia altă când o să încep treieratul,
O să avem mult de trăierat și de aia o să avem nevoie și de spațiu în care să depozităm. Bine, am buncăre destule, am unde să depozitez grâul pe care l-am de trăierat, că mi-am făcut eu niște calcule în cap, vă dați seama, nu m-am dus de nebun să semăn, băi, după aia dacă îl trăier ce fac cu el, n-am unde să-l depozitez, ei, nici chiar așa, vă dați seama. Și na, până la urmă am făcut eu niște calcule și a ieșit cum a trebuit într-un fel. Bun. Cred că o să-l sun eu pe Neanelu să preia el combina. Dacă, ca să termină pe aici de treierat, oricum un pic mai durează până se termină de treierat. Dar până atunci o să mă duc eu direct și o să-mi fac treaba cealaltă. Adică, bineînțeles, o să mă duc să vând lemnele respective. Așa că ce să mai revin eu din tractor direct și... Am revenit, jupânilor, după cum puteți vedea, am revenit din tractor, din UTB. Mergem să ducem direct lemnele astea lui Tanti Mărioara. Nu vecina noastră, este o altă Tanti Mărioara. Tot pe aici, prin zonă, adică nu stă foarte, foarte departe. Și mergem să ducem lemnele astea. Până la urmă am zis, băi, hai cu 19 milioane le dau, că ia uitați. Băi, sunt destul de mari. Aici avem cel puțin două căruțe de astea de cai, eu așa zic. Eu așa zic, acum poate mă contraziceți, dar eu așa zic, avem cel puțin două căruțe. O să mergem, o să lăsăm căruța acolo, care tanti Mărioara l-are pe nepotul, l-a descărcat și a zis că să mă duc să-mi fac treaba până după ce las remorcuța. Banii o să iau eu mai încolo deocamdată, că n-am timp să stau după ei, că o să trebuiască să mergem după aia la descărcat din cobină și o să am de treabă, adică nu o să am timp să stau. Și de-aia ziceam. Așa că mergem direct la tanti Mărioara, imediat o să vedeți unde stă, imediat pe stânga, după, uitați, stați, de fapt, după ulița cealaltă mai avem un pic de mers. Și da, ce să mai ziceți voi, dacă nu-i ca lumea, facem și bănuți, am fost și la treierat și o să trebuiască să vinim și la Neanelu să vindem niște lână, o să trebuiască să vinim și la el să vindem niște lână, pentru că... Deja am depozitat-o pe acolo, pe la stână și nu mai am loc. Ia uite aici stă tanti Mărioara, stați așa că o să lăsăm aici trancarul cu lemne, căruciorul sau nu știu cum să-i zic. Atâta. Și ne dăm jos, pac, decuplăm și o să vadă ea lemnele aici în fața porții. Așa că hai să mergem înapoi la stână, o să trebuiască să mergem să luăm camionul, camazul de care vă ziceam și să mergem la... Descărcat, hăutată. Ăsta e tractorul unui Apintilie, nu l-am mai dus înapoi. Nici n-am avut când, dar nici nu mi-l ai cerut, de ce să zic. Merg farurile, merg semnalizările, e tractor bun. Ați văzut că a tras și ieri la pădure, a tras de acrăpat. Adică chiar, salut. A tras de acrăpat, ați văzut lemnele, și în deal, și în vale, și peste tot. Și o să trebuiască să vindem. Și din camazul ăla... O să trebuiască să vindem lemnele, adică mai avem bani de unde lua, să vă zic, de unde câștiga. Așa că na, ce să mai... Uite, tractorul ăsta merge cu 50 la oră, merge un pic, zic eu, nu? Pentru un UTB, păi, chiar e suficient, mai mult ca suficient. Eu știam cu UTB-urile până în 42 la oră merge, asta văd că trec cu măsura. În fine, nu mai contează, contează că merge și că trage și că își face treaba. Bun, hai să-i dăm la stânga pe aici. O, tată, pe aici am zis că o să mai plantez niște copaci, am mai plantat totuși, dacă vă uitați voi bine, am mai plantat, dar o să mai plantez și în continuare, adică e frumos așa când văd eu vegetație, chiar îmi place foarte, foarte mult. Acum hai să vedem, o, tată, să avem grijă pe aici, să parcăm UTB-ul ăsta aici lângă celelalte, chiar dacă nu e a meu, îl plantez. O, de că mă bâlbâi, îl parchez aici, atâta, lângă ăsta, da, așa că dacă ies cu semănătoarea să am loc să ies, stați așa, mai un pic, mai atâta, gata, perfect. Îl lăsăm aici, ne ducem direct să luăm camazul cu remorcuța. Ia să vedem, ia uite și camazul ăsta are lemnele aici, buștenii ăștia trebuie să-l vindem și pe ăsta, bine, nu camazul, să vindem lemnele, bineînțeles. Acum hai să luăm camionul, bineînțeles, ia uitați aici, e cuplat, e cuplat, nu? A, uite-l, tata, a, uite bătrânelul, hai să ne urcăm în el, să-l pornim și să mergem pe unde avem treabă. Băi, nu o să o iau pe aici. De fapt, dacă stau și mă gândesc, nu o să o iau pe aici, că drumul nu e foarte, foarte bun și o să o ocolim un pic de data asta prin partea asta la altă. Dar nu e problemă, zic eu. Motorină avem, adică 2-3 minute în plus de mers nu e o problemă dacă drumul e mai bun. Să nu fac explozie, nu de alta, nu iau acolo de altceva. Să nu fac explozie pentru că dacă fac explozie nu-i bine, nu-i bine deloc. Să stau eu acolo în câmp, să fac pana în căldura asta de 40 de grade, nu, mai bine nu.
Hai să facem aici stânga și... Hai că ne-am încadrat pe drum peste tot. Dă-i, tată, dă-i că rupe laute. 60, stai că imediat ieșim de pe drumul ăsta. Și trebuie să avem grijă. Hop, că pe aici azi de nivelări cât de cât. Bun, hai să vedem, să nu facem noi prostia asta, să traversăm iar podul pe aici, că nu ia bună. Hai să mergem direct aici, să descărcăm din combina auto-l pe neanelul. După cum v-am spus, el a preluat combina, a venit de pe jur de aici, de la stână. Ia, op, op, hai să vedem să nu cădem aici cu tot cu remorcuță. Atât, pam, pam, cred că, uite, aproape a terminat, deci aproape a terminat, hai să vedem. Să vedem dacă putem descărca acum sau vrea să termine tot. Hai că încercăm să descărcăm acum dacă e. Hai, tată, hai, te întorci, neanelule, ce faci? Cum te bagi? Aute, băi, băiatule, aute, dacă nu, mi-am mâncat zilele. Ia, uite, stai așa un pic să facem în felul următor. Hai, bre, neanelule, unde bagi? Și mata acum cu combina asta. Ia, uite, nu vezi că aștept descărcarea? A, se întoarce, tată. Dar de ce i-a dat înapoi, nu înțeleg. Are el o șmecherie, cred că. Hai, 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 dă-i, dă-i, dă-i. Stai așa un pic, stai așa un pic, că e jale, jale. Și cum ata, bre? Stai, stai așa, stai așa un pic, că e jale rău. Așa, hai să-i mai dăm în față să pună și pe, și pe remorcuță. Bre, neanelule, ușor. Stai, 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 că acum fii atent. E, fii atent, fii atent, stai așa. Nu vrea să mai descarce. Dar nu mai are oare? În fine, hai că am încărcat cât? 14 tone de grâu. 14 tone de grâu am încărcat. Hai că mergem cu astea 14 tone să le ducem în buncăr. Și ia să avem grijă. Mergem cu 14 tone, le ducem și pe astea. Și astea sunt bune, nu ziceți voi. 14 tone, cu cât o să le vindem, o să vedem pe aici, pe acolo. Hai că o iau tot pe aici. O iau tot pe aici. Nu vreau să mă risc și să fac explozie. Chiar nu vreau, de ce să zic? Chiar nu vreau să fac explozie. După o să trebuiască să mergem să ducem niște semințe pe câmp la pe câmp aici, pentru că am desemănat. Astăzi o să mă duc să semăn iar niște porumb. Chiar am desemănat și o să duc un palet de semințe. Nici nu știu, să mă duc cu dusterul, să nu mă duc, habar n-am. Să-l trimit pe Nea Marcelică, dar cred că o să mă duc eu, tată, că Nea Marcelică e ocupat și el și nu mai vreau să-l deranjez astăzi, că e ocupat, vă dați seama. Da. Hai să-i dăm, hai să-i dăm deal, că nu se mai poate. Rupem stilul pe aici cu treaba asta. Hai să vedem, îi dăm la dreapta, nu? Ușor, să avem grijă. Să avem grijă, grijă mare. Atât, hai că am luat curba fără probleme. Nici nu mă uit în oglinzi eu câteodată, dar... Bine, mă uit când e cazul, dar când trebuie să iau o curbă deodată, știu că pot să o iau și nu mă mai uit în oglinzi. Hai să descărcăm de aici, tată. Hai să descărcăm grâul. Mai întâi îl descărcăm pe ăsta și acum și pe ăsta. Hai, stai așa un pic. Atât, acum mi-a primit comanda, bă, că... Nu știu ce naiba o fi având, că cred că era în punte, de ce nu se bascula, habar n-am. E veche și e vechi și camionul ăsta, vă dați seama. Acum hai să facem în felul următor, după cum v-am zis. Hai să cuplăm aici iarăși. Așa, să le avem cuplate remorcuța cu ăsta. Ia să le dăm jos. Hai să cuplăm, tata, acum, pam, pam. Am cuplat și hai să mergem să ducem paletul pe câmp. O să ne apucăm de treierat mai pe seară. Voi vedea eu dacă o să revin cu un nou episod tot astăzi sau mâine dimineață. Vom vedea exact. Ia, putem să-l parcăm aici cât de cât măcar. Atât, dacă e cazul, dăm înapoi. Hai să ne dăm jos. Am lăsat aici deocamdată. Să mergem să băgăm niște saci de semințe pe remorcă la duster și să ducem direct sau să mergem cu ăsta. Nu știu, hai că mergem cu dusterul, îmi bat piciorul. Băgăm aici un palet întreg și mergem să-l ducem în câmp. Hai să, nu știu, să-l iau cu ăsta, cu ifronul, să îl băgăm în duster acolo. Nu, cred că o să facem în felul următor, tată. Hai că-l luăm pe ăsta, că ăsta parcă e un pic mai manevrabil, nu? Și am mai mult loc. Așa, facem în felul următor. Lăsăm treburile astea jos aici. Ne dăm noi jos și să luăm ifronul, băi, tată. Hai să luăm ifronul ăsta, cred că a ruginit de când n-am mai pornit. Hai să luăm, să-l pornim și să încărcăm și noi, nu? Să-l luăm la încărcare, că până la urmă nu degeaba l-am aici. Nu degeaba l-am. Băi, nu mi-ar trebui un palet întreg dacă stau și mă gândesc. Cred că mi-ar ajunge și jumătate. Adică cum e ăsta de aici. Stați așa un pic, măcar să ne încadrăm și noi bine cu ifronul ăsta cu tot. Că ăsta, v-am spus, nu l-am mai luat de mult timp. Hai să ne încadrăm aici, să luăm un palet de ăsta de semințe.
Ne-am încadrat bine sau nu ne-am încadrat? Stai că nu ne-am încadrat chiar atât de bine. Hai, ne băgăm cu el în față și... Hai, tată. L-am ridicat. Stai că se dărâmă celelalte. Stai așa un pic. Hai. Ia-l. Stai așa că l-am scăpat. Tui, mamă, dar ce-o fi având, mă? De... Dacă le iau pe ăla, se scapă celelalte. Fii atent. Stai așa. Stai că nu ia bună. Nu ia bună ce facem noi aici. Trebuie să facem un fel următor. Ridicăm un pic. Ne băgăm în el. Acum îl agățăm, îl tragem sus și hai sus un pic, dacă îl tragem ce are. Hai, tată, ce ai dacă... Atâta, gata. Stai că acum iarăși l-a scăpat. Păi tu-i mama lui de palet, dacă nu îmi vine să nebunesc acum. Hai, tată, vrei sau nu vrei? Atât, hai că l-am luat, l-am ridicat și să-l punem aici în benă, că băi, dacă nu nebunesc, băi, dacă nu nebunesc, serios de mult. Am vândut... După cum știți, stivuitorul ăla, pentru că, băi, nu mi-a trebuit, că am avut ifronul și am zis, băi, îl vând, ce naiba să fac eu și cu stivuitorul și cu ifronul, nu? Și am zis că îl vând. Și, băi, am făcut o alegere bună, că așa cu două n-aveam ce să fac. Hai, mă, acum nu vrea să-l lase, ce naiba? Hai, să-i dăm un pic mai în față și acum să îl descărcăm, ce are? Uite, stai așa, că nu vrea să-l lase, fii atent. Of, dacă nu nebunești, bă, cu treburile astea. Hai, tată, hai. Stai, mă, acolo în benă, mă. Stai, mă, în benă, că e jale. Hai că îl mai împingem un pic așa cu ăsta. Așa, ha. Atât. Bun, hai să-l parcăm. Hai că ne-am făcut treaba și cu ifronul pe asta. Stai așa, că ăsta e mai greu de manevrat, nu știu. E mai greu de manevrat, dar merge. E utilaj românesc până la urmă. Hai să-l legăm frumos aici. Hai că stă el cât de cât. Ne urcăm înapoi în benă și dă-i în mașchineta și mergem direct să-l ducem pe câmp, că nu se mai poate. Să vă arăt și, să vă arăt și semnătoarea pe care am închiriat-o. E o semnătoare destul de mare pentru case-ul ăla nou pe care îl știți că l-am luat, bine, nu chiar de curând, dar știți că e mai nouț el așa. Și o să vi-l arăt, o să vi-l prezint imediat. Imediat numai să ajungem până acolo. Hai să-i dăm un semnal la stânga că e jale cu... E jale mare, băi, cu treaba asta. Avem o grămadă de treabă. Băi, acum, în ultima perioadă, v-am spus, o grămăzie de treabă avem, serios de nu. Dar nu-i problemă, trebuie să-l ducem la capăt, că ușor faci câte un bănuț, după aceea când îți iei ceva frumos, parcă altfel te motivează să faci treabă, să muncești, nu? Dar, na, fiecare, vă dați seama. Ai, ho, frână, tată, frână. Avem cât avem pe spate? Nici o tonă n-avem, avem vreo 600 de kg. Cred că 700 de kg, maxim. Acum, na, ce să mai, fiecare, vă dați seama. Hop. L-am pus cam în spate, dar nu-i problemă, nu avem tone ca să se ridice pe două roți, zic eu, am stabilitate, eu simt cam la condus, ia uitați, luăm o curbă și cu o viteză mai mare, ia uitați, adică am stabilitate, nu-mi e teamă de vreo ceva, sau, na, hai să-i dăm la dreapta pe aici imediat, hai tată, dăm un semnal, ne băgăm pe acelea și, hai că e bine și pe aici, nu? Perfect! Bun, și să mergem direct în față. E mai încolo un pic ăsta, cum îi spune, tractorul cu semnătoare, un pic mai încolo, după ce trecem, trebuie să trecem podul ăsta și după aia mai trebuie să trecem un pod. Trebuia să iau eu din prima pe acolo, dar uite că nu mi-a venit prin cap, că era mult mai lejer drumul pe acolo. Dar aia e până la urmă. Uite, aici avem o grămadă de porumb, se vede, nu? Se vede că avem o grămadă de porumb. Văd că furgoneta asta face aici figuri. Face figuri furgoneta asta, văd că... Și ia să vedem noi pe unde este tractorelul, un pic mai în față, imediat pe stânga. Ia uitați-l în față acolo, cred că îl vedeți, nu? Stați că ne apropiem imediat și vi-l arăt mai în detaliu. Ia uitați, uite, asta e al treilea pod pe care trebuie să-l traversăm. Da, hai că am luat și sacii de semințe, i-am adus până la urmă aici, să ne dăm jos. Cam asta e semănătoarea, are o grămadă de, cred că are, nu știu, 14 metri lungime, lățime, pardon, 14 sau ceva de genul. Deci e măricică sau 16 metri, nu mai știu. Și ia uitați case-ul ăsta care e pregătit în formă maximă, dar nu de semănat pe aici, vă dați seama. Avem o parcelă mai încolo care arată și trebuie semănată. Aici, bineînțeles, trebuie și arat și discuit, deci avem de treabă, nu să ne băgăm aici. Doar că l-am lăsat aici pentru că e pajitea mai mare și am loc să-l las mai mult. Și na, avem niște terenuri pe acolo, avem mult de semănat. Dar na, cam atât a fost jupunilor și cu acest minunat episod. Sper că v-a plăcut din suflet, nu uitați să lăsați acolo un mare, mare like. Bineînțeles, un subscribe să ne strângem peste 30.000 de jupunii. Pe data viitoare vă urez numai bine și noi ne vom vedea, bineînțeles, în următorul episod.